bună emisiunea. Ne dăm duhul și suflarea astăzi cu Andreea Răsuceanu, prozatoare, autoare, printre altele acestor cărți, Vântul, Duhul, Suflarea și O formă de viață necunoscută. Le punem unele pe altele, că sunt opere, deja se rează unele pe altele. O formă de viață necunoscută, apărute la editura Polirom, astea fiind colecția Top 10 Plus, într-un fel de ediții de buzunar, să zicem așa, pentru a fi cu atât mai aproape de cititori. Acum, proza ta a fost și tradusă în Franța, mai ales, la edituri foarte importante. Ai coordonat La Humanitas până curând, colecția de proză de acolo, acea colecție cu un nume alcătuit din cifre, cu o cotă biblioteconomică. Știi numele colecției? 8? 821. Așa. Am uitat restul. Deci asta este sine o, cum să zic, ce înseamnă totuși să pui titluri de-astea mai șui, care să atragă și care te provoacă să cauți și să vezi ce înseamnă și așa mai departe. Aici era un fel de marketing al titlului nememorabil, ca să zic așa. De obicei, marketingul titlului se bazează pe a fi cât mai memorabil. Deci tu ai văzut și vezi literatura și ca editor, să zicem, de proză, și ca romanceră, și ca, mă rog, cercetătoare. Tu ai și eseuri despre Eliade, Bucureștiul ascuns, criptic al lui Eliade și nu numai. Tu despre care dintre cărțile astea ai vrea să vorbim la început? Păi despre Vântul, Duhul, Suflarea, că e așa, ultima apărută. Pentru că la început a fost Duhul și Suflarea ta. Și asta. Te rog. Da, e, să zicem, partea a doua dintr-o trilogie. De fapt, eu când am început să scriu O formă de viață recunoscută, nu m-am gândit că va fi continuată în vreun fel. Dar spațiul ăsta, un sat, satul C, care e undeva între Dunăre și Prut, în Moldova, a început să capete așa un teritoriu tot mai extins în imaginarul meu, fără să-mi dau seama sau fără să intenționez. Ca spațiu, ca topos mental. Ca... Exact, exact. Bineînțeles că e un palimpsest, de fapt, făcut din mai multe spații, în general autobiografice, nu? Din copilărie, lucruri care se rămân foarte bine amprentate acolo pe creier. Și mi-am dat seama că nu e un spațiu pe care să-l fie puizat. Întâmplător am găsit și niște documente care se refereau chiar la istoria mea familială, pentru că bunica mea paternă, mă rog, este din zona aia, și am găsit câteva nume și povești care au fost un fel de pârghii. Așa a început, de fapt, Vântul, Duhul, Suflarea, și așa mi-am dat seama că va fi un proiect mai mare, care se va și încheia acum cu linia Karma, un roman care stă să apară la Polirom. Deci o trilogie, în esență, se închide acum. Ca proiect, cât a durat scrierea ei? Că practic discutăm de porțiuni de viață aici, nu numai de... Exact, foarte bine zis. A fost cumva atipic totul, cum în general s-au întâmplat lucrurile în cariera mea, mă rog, și academică și de prozator. O formă de viață necunoscută a prins formă. Da. Când îmi scriam teza de doctorat și lucram în arhive pe documente despre strada Mântuleasă, o microistorie a străzii Mântuleasă, care e, mă rog, un fel de microroman al lui Eliade, pe strada Mântuleasă, una dintre prozele lui Eliade care a avut un anumit impact dincolo. Da, exact. Oricum e un glisaj din ăsta permanent între istoria locului și literatura. Supranatural, portaluri, bălți, subsoluri și așa mai departe. Văd că te duci în direcția care îți place. Da, da, e foarte bine. Exact asta e. Și personajele pe care le-am întâlnit, de fapt, în documentele alea, în manuscrise, au început să-mi ocupe tot mai mult mintea. Chiar și după ce am terminat teza de doctorat, am scris niște fragmente despre Stanca Mântuleasa, una dintre ctitorițele de la Biserica Mântuleasa, o văduvă, mă rog, o poveste spectaculoasă de la începutul secolului al XVIII-lea, în București. Și așa am început să scriu, fără să mă gândesc că va fi un roman, fără să mă gândesc că va fi măcar proză scurtă. Și la un moment dat am început totuși să public în reviste sau să particip la festivaluri, să citesc. Iar lumea a început să mă întrebe, dar romanul când îl scrii? Și atunci mi-am dat seama că trebuie scrisă cartea asta. Dar pe scurt a avut o gestație foarte lungă, de aproape 10 ani, în care eu numai prima parte, restul a mers mult mai repede. Propriu zis, am scris vreo 2 ani la carte, dacă stau să mă gândesc, 2 ani jumate. Da, vorba gestație, oricum e mult mai lungă, un fel de
greu de spus aici ce înseamnă de fapt această perioadă de, cum să zic, inoculare, intabulare mentală a proiectului, până când ajunge să devină text, care e doar o parte. Vorbeai de personaje, unele descoperite prin cercetare și așa mai departe. Acum, ce înseamnă personaj pentru tine? Personalitate parțială a autorului, să zic așa, că într-un fel, el, faptul că există, l-ai descoperit, nu știu unde, că ajunge să te intereseze, vulgar aproape spus, să te bântuie, înseamnă în primul rând că e și ceva din tine acolo, că altfel nu rimează. În fiecare personaj al nostru cred că e și ceva din noi. Ca o diviziune celulară, cum ar fi? Cam așa. Nu cred că ar trebui confundate personajele cu, nici cu autorul, nici cu naratorul. Dar, da, e ceva din mine și din gândurile mele în fiecare din personajele astea. Sunt în stanca ce e? În stanga cred că e obstinația asta și nevoia, pe de o parte nevoia de a lăsa ceva în urmă. Ea trăiește cu obsesia asta de a lăsa un semn care pentru lumea medievală românească evident că înseamnă altceva decât înseamnă pentru noi azi, dar nu e foarte diferit. Ea vrea să lase un lucru, un obiect, o pisanie, nu un înscris pe o biserică care să-i spună povestea, așa cum noi vrem să lăsăm o carte, nu? Adică care un text, până la urmă. Un text, exact, exact. Și vrea să facă asta și în amintirea bărbatului ei dispărut sau mort, că din documente nu mi-am dat seama cum au stat lucrurile, sunt foarte eliptice, da? Cum știi, și puține, de fapt. Și așa că, în sfârșit, după toate constrângerile pe care le-a presupus teza de doctorat și cercetarea, am putut să-mi dau frâu liber și pur și simplu să scriu fantasme, povestea asta. Imaginații. Exact așa, da, cum mi-am imaginat eu că trebuie să fi fost. Că proza ta nu e o proză, ea poate porni de la documente. Sunt care se bazează pe un fel de realist documentar, aproape ca un fel de reconstituire, nici nu să zic, documentar literar a ceea ce s-a întâmplat și așa, și așa mai departe. La tine există mai mult un fel de obsesie a detaliului, a obiectelor, a înscrisului, o reconstituire, cum să zic, de alt tip, de minuție a epocii. Da, e o lume acolo, o lume despre care am vrut să vorbesc și cel mai bine vorbești nu despre o lume din trecut, mergând acolo către lucrurile de profunzime, adică de viață privată, poveștile familiale, inclusiv de interioare, mai ales și așa de mai departe. Spațiu privat, exact. Imaginea asta largă a epocii o ai pornind de la viața, nu, interioară a unora care au trăit. Bun, de legătură cu proza ta s-a vorbit și despre asta ca observație, ca trăsătură, inclusiv unul dintre cei mai buni critici de proză de la noi, Marius Miheț, de exemplu, mi se pare scria că cumva descrierea tinde să substituie, să reprezinte acțiunea sau să o substituie. Asta e un lucru pe care l-am tot auzit, dar Marius Miheț și alți critici care au scris despre carte au accentuat faptul că e vorba despre o descriere narativizată. E o descriere adică care face narațiunea mai mult. Exact, decât despre o descriere propriu-zisă. Dar, într-adevăr, pe mine mă interesează mult reconstituirea asta, nu în sensul unei ficțiuni istorice. Nu cred că eu scriu ficțiune istorică, ci pur și simplu cred că, ca să poți transmite un mesaj, în cazul meu, să zicem, și unul feminist, pentru că sunt trei personaje femei acolo. Deci nu doar feminin. Aș zice că mai degrabă feminist, militant, dar nu numai atât. Nu militant, pentru că nu mi-am propus asta, cel puțin nu în o formă de viață necunoscută. Dar nici nu sunt cărți teziste, ca să zic așa, din punctul ăsta de vedere. Dar mesajul ăsta e, până la urmă, sunt niște femei care își biruie propria condiție, propria situație într-o epocă deloc prietenoasă, să zicem, cu văduvele, care e începutul secolului al XVIII-lea. Nu că acum ar fi mai prietenoasă, adică, sigur, e altă lume, dar... Lucrurile, aș zice, că s-au îmbunătățit de-a lungul timpului, totuși. Atunci, însă, era o situație dramatică. O femeie rămasă singură, cum este Stanca Mântuleasa, e într-o situație de vulnerabilitate maximă. Ea nu mai are nimic, practic, pentru că, de obicei, dota, zestrea, lucrurile cu care venea într-o căsnicie, erau ori se perimau, ori banii se cheltuiau și atunci ea rămâne la cheremul, practic, familiei bărbatului, în cazul în care acesta dispare sau moare, și, practic, e complet vulnerabilă. Iar ea se încăpățânează ca împreună cu cumnata ei, în care nu știm în ce relații se afla, dar putem bănui că nu erau ideale, să ridice biserica asta care să substituie, de fapt, în mod simbolic, să zicem, corpul bărbatului ei pe care l-a iubit și care a dispărut. Deci un fel de omagiu post-mortem, de reînviere aproape, sau cumva de confixarea prezenței da. În viața acestei lume, a celui despre care o să mai știu dacă e pe ea.
La fel și celălalt personaj, Elena Mangâru, care vrea pur și simplu să ridice o casă. Evident că e tot asta am observat, da, să nu te întrerup, am observat această obsesie a construcțiilor cumva. Deci de edificii, de ridicări de edificii, unul religios în mod expres, cum ar fi și cu meșterul Manole, cu mănăstirea aia, că legenda există, balada, sau, mă rog, depinde cum privești lucrurile, legenda, în fapt. Dar numai la români e un edificiu sacru. La bulgari un pod, știm povestea asta și sunt femei care construiesc. Femei care construiesc ceva, exact. Apropo de ce spuneai tu, că e ceva din noi în personaje. Ți-ar fi plăcut să fii constructor? Îmi place să cred că sunt constructor. Nu, și de suntem, în piatră și lemn, cum s-ar zice. Mi-ar fi plăcut, recunosc. Cred că dacă aș fi trăit atunci, aș fi reacționat exact ca Stanca, adică mi-ar fi plăcut să clădesc ceva, să las ceva de care să se lege numele meu. În proză, la tine e vorba și de sat ca spațiu. Ca ce tip de spațiu? Pentru că la noi și în poezie și în anii mai noi și în proză a apărut un fel de nou ruralism, un fel de resurecție a, mă rog, interesului și a temei satului, a satului ca spațiu, dar el nu mai e de fapt o comunitate tradițională. E un fel de așezare rurală, e cu totul, cu totul altceva. La tine tu cum îl simți? Într-un fel foarte personal și recunosc că s-a născut pur și simplu în imaginarul meu, pentru că eu sunt o ființă urbană, n-am avut niciodată bunici la țară, de exemplu. A fost o frustrare enormă când în timpul vacanțelor colegii mei se duceau la țară, în timp ce eu rămâneam în oraș. Și atunci au fost câteva vacanțe pe aici, pe acolo, în anumite locuri. Și, deci contactele mele cu lumea asta rurală au fost destul de restrânse. Și atunci satul ăsta s-a născut, de fapt, din poveștile bunicii mele, cum îți deci spuneam. Din alte povești, deci practic. Din alte povești, e o poveste, exact, așa, generată din alte povești, dintr-un fel de, să zicem, texte orale. Exact, da. Din ceea ce am auzit din istoria familiei mele, n-am ajuns niciodată chiar până acolo, am ajuns în celelalte orașe sau locuri despre care vorbesc. De pildă, în linia Karman o să fie vorba despre Galați foarte mult. De unde e casta cu Karman, linia Karman? Linia Karman e o convenție, de fapt. E linia care desparte atmosfera terestră de spațiu cosmic. Da. Și, o metaforă, de fapt, pentru limită. Pe pentru bun, romanul despre, ca să zicem așa, diferențele astea dintre pământ și cer, deși poate e până la urmă. Tu ai coordonat o colecție la Humanitas, cea despre care am vorbit la început, și acolo a apărut la un moment dat un roman destul de interesant despre sat, despre tradiție, despre inclusiv un fel de practici de astea mai oculte, așa, scris de Burcescu, Ruxandra Burcescu. Da, pare cum mi-am adus înainte tot numele. Instabil. Cum vezi evoluția temei? Cum o percepi? Mi se pare, în primul rând, că e foarte bine că ne-am întors acolo, la temă. Că vorba, ne-am întors la origine, cumva. Da, e o zonă nevizitată de multă vreme, să zicem, în literatura noastră. Bine, Ruxandra are o personalitate foarte bine definită încă de la prima ei carte și e un anumit tip de topos și ăla, dar mai sunt și alți autori. E bine că fiecare merge în direcția în care simte, nu știu, spre un anumit tip de realism foarte pronunțat. În cazul meu nu e asta. Acum, când m-ai întrebat, asta vroiam să în felul ăsta vroiam de fapt să-ți răspund. În linia Karman apare satul C. Deci cu inițială. Da, n-am... De fapt am spus la un moment dat, am strecurat la un moment dat numele, dar nu o să-l dezvălui acum în vântul Duhul Suflarea. El rămâne totuși satul C. În secolul al XIX-lea, pe la jumătate, vin acolo niște imigranți italieni, de undeva din sudul Italiei. Ei sunt strămoșii, de fapt, acestei familii în jurul căreia s-a desfășurat acțiunea din toate trei volumele. Și, practic, acolo e o parte despre cum arată satul ăsta și cum se integrează niște străini, sau nu se integrează, o să vedem, în satul ăsta românesc, de fapt din Moldova românească, de la jumătatea secolului al XIX-lea. Aș spune că o reconstituire mai degrabă în cheie mitică decât istorică. Deci ca întemeiere, ca poveste unei întemeieri. Oarecum mai degrabă a unei integrări, pentru că satul exista, evident mult mai mic, mai puțin dezvoltat decât l-au cunoscut cititorii în celelalte cărți,
Dar e povestea, practica integrării acestor italieni într-o lume nouă și destul de, mă rog. Vorba aia, de la râm se trag, de la râm ne tragem, cum se zice acolo. Ca evoluție, dincolo de o carte sau altă, un autor sau altul și așa mai departe, ca panoramă, să zicem, a prozei de la noi. Că și aici sunt tot felul de chestii, cum că ar predomina un fel de realism, adesea cumva primar, fără mare strălucire, în care contează mai mult ceu decât cumul. Deci să ai ceva de spus și să spui, decât să, cum să zic, faci duble sau dribbling-uri sau cercuri de fum și așa mai departe. Tu intri într-o cu totul altă categorie față de tendința asta, ca un text așa ușor somtos, mai dens, mai, cum să zic, de parcurs, cu o anumită, cu o anumită atenție. Și ai avut, fără îndoială, și o anumită priză, o anumită desfacere, o anumită deschidere la edituri și ai în continuare occidentale. Poți să faci o comparație între cum arăta peisajul ăsta prozastic la noi? Nu editorial, unde știm că stăm financiar, vorbim și nu numai cum stăm. Dar ca tendință prozastică față de ce știi că e în Franța, de exemplu. Mm-hmm. Unde numărul de cărți e mult mai mare și așa mai departe, dar totuși. Da, nu știu dacă Franța e cel mai... Sau alte piață, alte literatură. În primul rând, aș vrea să zic că eu nu am niciun fel de prejudecăți când vine vorba de literatură. Nu cred că trebuie să scrie într-un fel sau altul, sau numai într-un fel, că tot aud asta, apropo de cum scriu eu și de minimalism sau de realismul ăsta de care vorbeai tu. Cred că literatura e tărâmul, în sfârșit, teritoriul libertății absolute. E? Mai e? Aș zice acum, că așa trebuie. Acum, cu politică și cu asta. Aici e o discuție sensibilă în care, dacă intrăm, ar trebui să continuăm vreo 2-3 emisiuni. Dar da, ar trebui să fie teritoriul libertății absolute. Fiecare să scrie ce vrea, bineînțeles nu chiar cum vrea, dar... subiectele, temele, felul în care tratezi o temă trebuie să rămână la latitudinea scriitorului, evident. Și atunci sunt foarte atentă la toate formulele astea. Așa mi-am conceput de fapt și colecția pe care am coordonat-o până de curând, urmărind diversitatea asta, urmărind ca cărțile să fie cât mai diferite și să se vadă toate direcțiile. Acolo apărând și proză scurtă, azi. Și romane... Și un fel de jurnale, să zicem, prozastice. La limita cu reportajul și literatură fantastică, să-i spun. Adică a fost ceva intenționat. Sunt și autori foarte tineri și autori, nu știu, mai experimentați. Adică am vrut ca omul care urmărește colecția să vadă tot întreaga... Asta ar fi un evantai, să zicem, da? Exact, da. Acum, care ar fi, după părerea ta, dacă sunt unele tendințe totuși mai pregnante, mai pronunțate? Da, sunt acestea despre care ai vorbit tu, dar până la urmă ele sunt firești în orice literatură. În orice literatură, exact. Există peste tot și în Franța, bineînțeles acolo au rămas în linia asta autoficțiunii de foarte multă vreme, aș zice chiar de prea multă vreme, dar s-a diversificat peisajul în ultimii ani, dacă te uiți destul de mult și acolo. În Spania e o piață editorială fantastică. Vântul Duhul Suflare a apărut la sfârșitul anului trecut și în primăvară am fost la Madrid, la unde mi-am lansat cartea. N-am fost la târg, am fost la Zilele Cărții și la Universitatea Complutense. Și mi-am dat seama că e o efervescență extraordinară și pur și simplu dintre toate, eu pot citi în spaniolă, nu pot mai mult de atât, dar mă descurc să citesc inclusiv literatură și tot așa foarte multe direcții și literatură foarte densă și foarte multă ficțiune istorică. Da, ce înseamnă desfacerea cărții tale acolo, ca să zic așa, adică publicarea ei, impactul a avut, eventual vânzări și așa mai departe? Aici depinde foarte mult de edituri și de obicei imaginea pe care o ai din țară e oarecum distorsionată când vezi tot ce în se ce întâmplă. Imaginea ta asupra ce acolo. Asupra ceea ce, da, ce se întâmplă când apare o... Adevărul este că totul depinde foarte mult de editură și de măsura în care ea se implică în promovare. Poate fi o carte foarte bună și sunt nu știu câte cazuri de autori români care au publicat acolo fără să aibă niciun răsunet. Și asta nu pentru că n-ar fi fost vorba de cărți excelente, ci pentru că editura nu s-a ocupat de promovare. Un lucru foarte simplu, despre care nu se vorbește foarte mult, dar ar trebui. Asta e valabil și la noi, e valabil peste tot. Cu atât adică mai mult... Adică faptul că, apar, de exemplu, editura importantă nu înseamnă că, mă rog, nu poate să moară în raft cartea. Exact. Adică
Asta e. Totul depinde, ca și la noi, de distribuție, de măsura în care ea ajunge la critici, la cititori, la blogger și așa mai departe. În cazul tău, cum a fost? În cazul meu lucrurile au stat diferit. A depins mult și de traducător și de implicarea lui. Cine a tradus? În franceză, Florica Curiol. În bulgară, iată, a fost un caz foarte fericit, da. A tradus Laura Nenkovska. Ea e o traducătoare foarte cunoscută acolo, e și profesoară la universitate și în același timp un om în al cărui gust literar are încredere foarte multă lume. Și atunci lumea vine, cititorii vin după ceea ce recomandă traducătorul. Și cărțile mele cred că au avut cele mai multe cronici acolo, cronici ale unor critici, mă rog, avizați, importanți. Hai să vedem așa. Una dintre percepții aici existente în România este că apariția unei cărți dincolo, unei cărți unui autor român, ar depinde de fapt de ce? De succesul avut în țară eventual? E real? Cât e de important criteriul ăsta? E foarte important, dar nu cel mai important. Așa. De finanțarea traducerii de către Institutul Cultural Român în general? Da. Sau, mă rog, cu alte surse, dar de obicei vorba de obicei programul TPS de la ICR. De la ICR. Asta înseamnă că editura aplică de acolo, nu? Și obține sau nu obține o finanțare de aici, că așa merg lucrurile. De ce alte elemente ar mai depinde? Relațiile autorului, de exemplu, cu traducători, cu editori de acolo. Care ar fi cel mai important, de fapt? Cel mai important e să te remarce cineva. De obicei, omul cheie la noi e traducătorul, pentru că noi nu avem agenți literari, nu avem niște programe atât de... Și nici contacte, să zicem, programatice cu editori de dincolo. Exact. Nu avem, nici măcar... Să zici că unul îi se pune pata în sensul bun, băi, tată, uite, vreau să te public. Nu. De obicei, traducătorul e cel care remarcă un autor și vrea să-l traducă. Cel puțin în cazul meu așa s-a întâmplat, adică au venit spre mine și el acționează, cum ziceam, ca un agent, adică contactează editura străină, o convinge să aplice la TPS, la programul ICR-ului și, de obicei, dacă treci de acel juriu al programului TPS, al ICR-ului, ajungi în faza în care să fii publicat acolo. Important e ce face editura, în câte exemplare te publică, ce tiraj îți face. De exemplu, la tine cât s-a publicat în Franța? În Franța cred că 2000 au fost. Și cât de bine ești distribuit, asta pot să spun cu mâna pe inimă, că s-a ocupat editura Nouvelle Attila Seuil să distribuie cartea foarte bine. Care o mare editură sau care are o apartenență într-un mare, cum să zic, într-o mare structură editorială de acolo, Seuil, numai da, când spui da, asta. Da. Acum, mai e ceva. Totuși, critica de acolo, cum pune problema, din ce ai observat tu, față de critica de la noi? Că și aici e o discuție. Cred că sunt mai puțin mânați de prejudecăți. Cred că te citesc altfel. În primul rând că nu te cunosc. Asta e vital. Nu te cunosc. Nu știu ce background ai, n-au intrat în ce niciodată... Ce ar însemna asta? Că nu se reacționează, cum se întâmplă adesea, la noi, mai mult la autor decât umoral. La carte. Exact, da. N-ai fost într-un conflict cu ei, nu le-ai respins nicio carte niciodată, nu a fost... Da, nu te-ai contrat, nu știu exact, ce. N-ai intrat, n-ai fost într-o gașcă diferită și așa mai departe. Deci pentru mine asta a fost proba cea mai importantă. Chiar am vrut să văd ce se întâmplă cu cărțile mele când ajung dincolo. Mai ales că eu mă consider foarte norocoasă că cineva s-a încumetat să traducă cărțile mele mai degrabă complicate, dense și da. Cu părțile astea istorice de secol XVIII-XIX, care sunt de fapt greu de tradus. Am vrut să văd cum trec granița, de fapt, și ce se întâmplă când ajung acolo. Bun. Și mi-a plăcut extraordinar ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Lipsa asta, cum ziceam, de orice fel de prejudecată. În Franța s-a spus că despre o formă de viață necunoscută, că e o carte feministă. Așa au spus de la bun început. Au spus că e o carte solidă, cu construcție, cum fie. Au fost analize foarte aplicate. Bun, asta era de fapt următoarea întrebare. Dincolo de această deschidere, date de necunoaștere în sensul bun, da? Deci de lipsa prejudecății, nu te cunoaște, nu te știe, are cumva, nu numai că deschide cartea, sunt mai mari șansele de a se deschide și el în fața, ea în fața cărții. Da? Exact. Discursul critic prin ce ar diferi? La nivelul criticii de întâmpinare vorbim acum. Cum se scrie, din ce ai observat tu acolo despre o carte, față de cum se scrie la noi?
N-aș spune că sunt niște diferențe extraordinare sau cel puțin față de francezi, de ei m-a întrebat, dar sunt foarte, cel puțin în cazul meu al cronicilor pe care le-am avut, sunt foarte aplicați, foarte documentați, citesc foarte atent. Mi-am dat seama că foarte multă lume a citit lucruri legate de istoria României sau despre București ca să poată înțelege mai bine cartea. Adică mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta, că n-a fost o lectură superficială cu, nu știu, niște fraze laudative mai acolo. Mai aproape de critica de text? Exact, o critică foarte aplicată așa pe text și a existat interes pentru mine, asta e... Cu un anumit rol al citatului din carte și așa mai departe. Exact, cu citate, în așa fel încât să și atragă publicul, dar intrând în profunzimea cărții, ceea ce, mă rog, nu știu cât de des se mai întâmplă la noi, unde am mai și, ca să o mai spun și eu odată, că nu s-a spus poate destul, a mai și dispărut critica de întâmpinare, retrăgându-se prin universități și prin spațiu academic, dar, mă rog... Adică față de, mă refer la critica. Acum, sigur că una dintre diferențele mari în Franța, de exemplu, topul celor mai vândute 10 romane, să zicem, că tot am vorbit de top 10 plus ca nume de colecție, într-un an conține cărți care se vând, multe dintre ele, în peste un milion de exemplare. Nu sunt foarte bune, cele mai bune neapărat, dar cea mai vândută carte, cel mai vândut roman de acolo, bate un milion de exemplare. Sunt țări și sunt autori francezi în general, pentru că sunt piețe dominate de literatura autohtonă, cum ar fi. E o piață extrem de bine organizată acolo, din toate punctele de vedere. Și adevărul e că e foarte greu de pătruns, pentru că sunt multe, foarte multe cărți din toate colțurile lumii și bineînțeles că accentul este pe marile nume, pe titlurile cu renume internațional. Care ar și fi, mai departe, dincolo de Cărtărescu, să zicem, titlurile mai marcante pe românești pe care... care după părerea au răzbătut în Franța? Păi mă gândesc în primul rând la Gabriela Adameșteanu și la cărțile ei publicate, da, la Gallimard. Cam astea ar fi. Nu știu foarte bine ce se mai publică în Franța. Presupun că Vișniec, nu? Matei, da, Vișniec. Care și locuiește în Franța. Adică dacă mă întreb de cei din generația noastră, da, nu pot să-mi dau seama în momentul ăsta, dar cred că astea sunt numele cele mai vehiculate. Florina Ilis, care a și luat un premiu important acolo. Mulțumesc! Și eu!